Nu vreau. Tanti cearcă nepoată. Doddy a intrat pe radio cu piesa Bine Mersi featuring Lora. Și m-a pus la pământ cu mâinile strâns legate. M-ai făcut că te-ai lipit să trăiesc ca în poezii și te cauți de zi. Lângă tine aș putea fi. Bine Mersi. Ce m-a mirat pe mine este faptul că Doddy nu a făcut piesa asta cu Elena Gheorghe. Ea ne cânta cum îl purta în suflet ca un tatuaj. Ca pe un tatuaj. La fel și Doddy. Dar cine-aș vrea să știe că ești prima care m-ar putea modela ca plastelina, care m-ar putea modela ca plastelina, care m-ar putea modela ca plastelina, 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 după care m-aș căra până în Palestina. Care m-ar putea modela ca pe plastilina, nu ca plastilina. Dar ce prost sunteți să mă bată mama? Păi dacă Doddy zice că e prima care m-ar putea modela ca plastilina, păi e logical. Plastilina e remorca care o avea el înainte de făcea aia ce vrea din el. Îl modela dracu. De eu nu înțeleg de ce. Eu nu înțeleg de ce vă luați de Doddy, că doar el a recunoscut din prima că vorbește în Doddy. Băi boss, dar știi cum mi-am dat eu seama că o chema plastilina pe posta lui remorcă? Primul cu care-ți bei cafeaua, care-ți face mai frumoasă viața, frumoasă viața, care-ți face mai frumoasă viața când te schimbi și vrei să tragi în canapea. Că când zici viață în loc de viață, pe prietena ta nu putea să o cheme decât plastilina sau portocala, de am eu școala veții. Oricum, sunt convins că Doddy va progresa atât în carieră cât și în viață, în general. Așa cum a făcut și Anda Adam cu piesa Poate Fata. Anda Adam a progresat foarte mult la capitolul vocalize față de piesa Dacă ar fi. Băi boss, eu n-am ascultat piesa asta, că scrie acolo pe YouTube Anda Adam, Poate Fată. Și am zis că poate pierde asta sarcina din cauza mea, drag. Știi cum zic? Piesa pe care o pun astăzi pe repeat e una total neobișnuită pentru Poliția Muzicii, vine de la London Grammar, o trupă deloc comercială, se numește Wasting My Young Years, nu este hit și nici nu va fi, este muzică. Poliția Muzicii se oprește aici, aștept sugestiile voastre pe site și pe pagina mea de Facebook. Eu sunt Sebastian Coțofan, voi sunteți pupați și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră.